Pentru că urmează să fac un amendament la hotărârea de aprobare a bugetului provizoriu, mă simt dator să aduc niște argumente de natură să facă colegii și pe dumneavoastră să înțelege situația pe care o susțin sau amendamente pe care le voi face. În ce privește liceul Cealosefi, acolo sunt două probleme majore și prioritare, evident, și anume, pe de o parte... Domnul consilier, susțin amendamentele dumneavoastră. Spuneți suma, capitolul, le votăm. Mulțumesc foarte mult, atunci trec la propuneri concrete. Și anume, la liceul Cealosefi, pentru reabilitarea căminului și montarea de centrale termice pe gaz, este necesară o sumă de 776.000 lei. Iar pentru grădința Peruțele Mării, pentru mutarea bucătăriei de care depinde autorizarea și funcționarea acestei grădințe, este necesară suma de 129.000 lei. Acestea sunt amendele pe care le-am făcut. La cât este pe un... 776.000 lei. Două obiecte. Domnul consilier, vă propun următoarea abordare. Întrucât noi prindem degeaba acum 776.000 de lei. Vă propun să prindem 200.000 de lei, să-și facă studiul de fezabilitate și de vizuri. Și le aprobăm după aceea suplimentarea cu suma exactă născută prin revizie. Acea sumă de 776.000 este făcută doar printr-o simplă consultare. M-am uitat pe ce material mi-ați lăsat. Au întrebat o firmă cât costă. Ei au făcut și ei un deviz. După ce începe procedura legală, vom ajunge la o realitate. Așa că, haideți să le punem bani cât să înceapă procedura de achiziție pentru proiectul tehnic. Din proiectul tehnic va rezulta, fără echivoc, o sumă totală a investiției și aveți garanția mea că susțin, așa cum susțin și acum amendamentul, dar să suplimentăm o sumă exactă. Altfel, dacă punem 776.000 acum, vă spun eu că îi ținem vreo ca jumătate de an. Da, de acord, domnul... Haideți să punem 200.000 de lei și n-am niciun fel de problemă. Da, de acord, domnul primar, dar cu excepția grădiniței Căruțele Mări, unde există deviz, e ok. Numai la nicio ce ar vrea să te bați de fel. Mulțumesc foarte mult.